să spun stimatului nostru oaspete un bun venit acasă, pentru că e acasă. Și aici este acasă, clar. Dragi gazde, deci familia aceasta minunată, de fiecare dată mă ceartă că îi laud, dar mie nu pasă. Eu îi laud de fiecare dată, au făcut lucruri minunate, fac în continuare. M-au sprijinit enorm la Festivalul Internațional de Poezie. Da, mulțumesc frumos. Onorată asistență, dragi copii, dintre cei care pleacă în lume, sunt și oameni care nu reușesc să se impună. Asta este. Dar există un coeficient extraordinar de important de oameni care pleacă din Banatul de Munte și care reușesc. Am discutat aproape cu fiecare dintre ei pentru că mă interesează și pentru copiii ăștia, viitorul nostru. Ce anume face ca ei să fie cineva și acolo unde s-au dus. Nu doar aici de unde au plecat. Și mi-am dat seama că două lucruri. Unu, că au plecat cu o educație extraordinară de acasă. Au plecat cu un bagaj fără de care n-ar fi putut, cred eu, să facă ce au făcut acolo unde sunt. Au luat ce a fost mai bun de aici, local. Dar și cultura în care au ajuns, aici vorbim de cultura, marea cultură germană, le-a permis să se dezvolte extraordinar. Și cred că aceasta este combinația. Oamenii care au știut ce vor, care n-au renunțat niciodată, care, cum să spun, au mers orice ar fi fost, pentru că cu siguranță fiecare are o taină, ceva care nu spune tuturor, o drzenie, o seriozitate, dacă doriți, o tenacitate care este tipică acestui neam, minunat, care i-a ajutat să reușească. Acum, sigur că și Reșița și Caraș-Severinul au niște limite geografice, sunt niște unități administrative, undeva situate. Însă eu cred, așa cum un om nu se limitează la corpul lui, ci el este până acolo, până unde e sufletul lui, așa și acest loc, acest județ al nostru, Banatul nostru de Munte, cred că se întinde până acolo, până unde sunt oamenii lui minunați și importanți, care ne fac cinste. Sigur că lista celor care ne fac cinste plecați în lume este importantă. Și pe această listă este și minunatul nostru invitat. Acum, bucuria mea foarte mare și surpriză, nu știu ce fac oamenii ăștia aici. Da, vă salut. Vă salut. Au venit să mă ajute. Surpriza mea foarte mare și plăcută și neașteptată. Eu am văzut multe din lucrările de fotografie făcute de domnul. Dar aici am văzut că se promovează patrimoniul românesc. Presupun că este făcut din pasiune, presupun că este făcut din convingere. Deci iată oameni care știu ce este important, știu cum să ne facă reclamă și o fac. Nu așteaptă de nicăieri. Nici să-i îmboldească, nici să-i roage, nici să-i... Încerc să spun la toată lumea că dacă există o caracteristică a unui... Dacă există un model bănățan, dacă doriți, acesta este în primul rând cel german. Adică seriozitate, încă o dată spun, adică inițiativă, adică lucru bine făcut. Seara de astăzi reprezintă încă un punct în acest drum spre viitorul Reșiței. Consider că Werner Hahn, invitatul nostru de astăzi, se simte și pe mai departe ca cetățean al municipiului Reșița, chiar dacă de mulți ani nu mai trăiește în mijlocul acestui oraș, dar consider și am simțit de fiecare dată, la fiecare întâlnire a mea cu dânsul, că o parte din inima și din sufletul său pulsează pentru acest loc. Acest loc natal, Heimat, cum îi place, ne place nouă germanilor să spunem, care nu se poate duce mai departe oriunde ai trăi în lumea aceasta. Heimatul înseamnă ceva ce te atrage, de care nu te poți debarasa, un cuvânt mirific care îl porți până la moarte. Și Werner Hahn a încercat de fiecare dată, când a revenit acasă, la Reșița, să
sau oriunde în Banatul Montan, să cultive mai departe acest haină. De multe ori a venit, cum am făcut-o și în ultima vreme, în ultimele zile, cu o delegație pentru a încerca să dedici carului economiei Banatului Montan. Sigur că a avut și decepții de-a lungul anilor, le știu prea bine, dar această de fiecare dată nouă încercare de a da mai departe frâie acestui ținut, aceasta reprezintă de fapt sufletul și voința lui Werner Henn. Deci dacă ar fi fost unul care a încercat o singură dată, nu i-a mers, nu i-a însemnat nimic acest haimat, n-ar mai fi revenit acasă. Dar de fiecare dată încearcă și dă un nou impuls încercărilor sale de a pune în prim plan puncte de legătură pentru viitor. Puncte de legătură pentru viitor reprezintă și această carte pe care astăzi o avem în fața noastră, cartea album, Romanian the Northern, Nordul, România, editat în anul 2008 la editura Weltwinkel din Germania, cartea apărută în renumita stațiune Baden-Baden, carte care vrea să facă cunoscut pentru cei care nu cunosc de aproape România, partea de nord a țării, să vină aici, să cunoască oamenii, locurile și mirajul a ceea ce înseamnă România. Desigur, consider că acest album fotografic este un prim număr dintr-un ciclu care probabil vor mai apărea în anii viitori. Mă gândesc aici că nu va uita și Banatul Montan, nu va uita și tradițiile și locurile din centrul Transilvaniei sau din subcarpații orientali sau chiar delta Dunării și Mirifica Dobroge. Dar ceea ce ne face să ne simțim pe noi, românii care trăim în România, indiferent de limba maternă pe care o vorbim, să ne simțim mai acasă, este acest circuit care ne duce de la satul mare, prin Săpânța, pe la bisericile de lemn tradiționale și recunoscute pe plan internațional datorită primirilor în rândul monumentelor UNESCO, trecând printr-o vale mirifică a Wassertalului, a trecerii cu Mocănița în Vișeul de sus, până spre aproape de granița Ucrainei, trecând apoi peste pasul Prislop, în Bucovina de Sud, astăzi, prin apropierea renumitelor mănăstiri ale Bucovinei, tot ce acestea cuprinse în patrimoniul UNESCO, apoi terminând cu trecerea prin centrele Bucovinei, Rădăuțul, Suceava și apoi în capitala Moldavă, Iași. Nu vreau să închei fără să vă spune că Werner Henn poate n-ar fi astăzi ceea ce este dacă nu ar fi primit ca moștenire din familie o educație aleasă. Mă refer aici la bunicul său, Adalbert Henn, care a fost unul dintre pilonii învățământului german și nu numai din Reșița, unul dintre, alături de Alexander Titz, oamenii de bază a învățământului reșițean. Mă refer la mama dumnealui, care este și dedicată această carte album, care de asemenea a scos de pe băncile școlii generații întregi și această educație aleasă pe care a primit-o de acasă îl face să fie mai departe reșițean și aparținător al acestor locuri. Werner Henn
și prin prezența sa de astăzi este cetățean al municipiului Reșița. Am să vă propun un mic joc de imaginație care poate s-ar, mă gândesc că s-ar putea să vă îmbogățească puțin și să vă stârnească imaginația. Vorbim de locuri, vorbim de geografie. De regulă ne descurcăm în limita celor patru puncte cardinale, da? De care, fără să le numim direct geografic, în mod teoretic, le numim în față, în spate sau înainte, înapoi, dreapta și stânga. Cercetând opera unui dramaturg cunoscut în toată lumea, care se numește Matei Dijniec, am descoperit că pe lângă aceste patru puncte cardinale există și un al cincilea punct cardinal, pe care, spre diferență de planul orizontal pe care l-am descris, eu l-am numit, nu l-am numit, ci am socotit că trebuie să-l renumesc în sus. În sus înseamnă spiritualitate. Un mare pas până la spiritualitate este cultura. Cultura este tot al cincilea punct cardinal. Din acest punct cardinal al cincilea, dacă veți privi ceea ce se întâmplă aici ca punct, și apoi dacă veți întinde această semnificație pe imaginea globului, pe imaginea rotundului, pe imaginea sferii, o să vedeți cât de important este că această formă de activități și servicii de cultură urbană și artă contemporană, că nu contenesc să mă gândesc cât de frumos și de inteligent și inspirat sunt legate aceste lucruri, cât de important este că aparținem acestui moment, că îl definim, dumneavoastră îl definiți și eu ca oaspete îl respect, și cât de important este că rămân semne, sigur că se adaugă și speranța mea că vor rămâne semne și despre zona Banatului Montan, dar rămân semne, semne de carte sau semne de viață sau semne de prezență pe care gazdele reale, pe care am avut bucuria să le cunosc la un moment dat și bucuria să păstrez legătura, pe care le susțin și le fac din știința mea aproape zilnic, dar din mail-urile care primesc săptămânal, văd că aici se întâmplă ceva. Și presupun că aici există o axă care ridică planul orizontal la verticala punctului cultural. Eu vă invit, prin acest punctural, să aspirați și spre cel spiritual, spre al cincilea punct cardinal, care nu mai ține nici de geografie, nici de etnicitate, ține de omenie. Vă mulțumesc frumos și vă doresc în continuare momente ca acestea. Mă bucur pentru că eu cu adevărat trăiesc într-un mod aparte, aș zice, acest spațiu urban căruia i-ați dat viață. Chiar n-am mai întâlnit într-un oraș un asemenea unghi care respiră și în care omul se simte bine. Aici este chiar, eu aș zice, de asta am crezut că și n-am greșit, bineînțeles, inima orașului Reșița sau municipiului Reșița, nu? Este la undeva acolo unde Radio Reșița. De fapt, inima acestui oraș este aici. Pulsează cu ceea ce înseamnă artă, creație, cu dumneavoastră, care dați un sens. Și bineînțeles, astăzi și cu noi care ne alăturăm. Oricum, mă bucur pentru că asist, nu pot să zic particip, asist la o lansare de carte care conține valoare românească, identitate românească, chiar dacă sunt doar fotografii, la modul frumos al cuvântului zic, dar și prin fotografie România este frumoasă, nu doar prin cuvinte. Vă mulțumesc!